Bună, dragii mei, mă numesc Agapia, bine ați venit la o nouă filmare. În această etalare voi vorbi despre dragostea din perspectiva persoanelor aflate în zodii de pământ, adică Taur, Fecioară, Capricorn. Fie că vorbim despre relații deja începute, fie că vorbim despre anumite certuri sau relații care au fost întrerupte de o separare sau de o ceartă, fie că vorbim despre persoane care sunt singure și doresc să afle dacă vor putea întâlni pe cineva. M-aș bucura să rezonați cu ceea ce vor spune cărțile. Eu folosesc Rider White Tarot, trandafirul sacru, da, Sacred Rose Tarot și cărțile obișnuite pe care o să le deschid pentru a vedea ce trăsături au persoanele, ce trăsături fizice au persoanele și ce evenimente se pot întâmpla. Am de asemenea pachetul de cărți care anunță zodiile cu care persoanele din Taur, Fecioară, Capricorn pot avea o relație. Voi aprinde o lumânare pentru dumneavoastră, o lumânare parfumată, roșie, este cu fructe de pădure și vom folosi această lumină și căldură pe care ne oferă, pe care ni le oferă lumânarea, de a ne pune o dorință, da? O dorință de a afla ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Ea a fost aprinsă, da? Și va continua să ardă cât timp voi face eu această etalare și după aceea pentru a se consuma. Să începem, în primul rând, să vă relaxați, da? Să consumați apă, este foarte utilă pentru hidratare, pentru concentrare, pentru inspirație. Vom începe cu cărțile normale, să vedem, da, despre ce este vorba. Despre o bucurie în casa dumneavoastră, mai ales în cazul celor căsătoriți. Asul de inimă roșie se referă la persoanele care au deja o căsnicie sau locuiesc împreună, da? Este o bucurie în casă pentru dumneavoastră. Să vedem mai departe ce mesaje au aceste cărți obișnuite, ca să le pot citi pe toate. Da? Cum anume să procedez? Le lăsăm și pe acesta, da? Bine. M-aș bucura să fie vești frumoase și le vom desluși imediat, da? Iată ce spun cărțile. Puteți aveți legătură cu persoanele din zodie de foc, adică berbecleu săgetător, care sunt brune, poate brunete, poate cu ochii negri sau căprui. Da? Cu acestea aveți o relație de destin, fie că abia v-ați cunoscut, fie că aveți efectiv început o căsătorie chiar sau locuiți împreună. Este o relație foarte serioasă. Da, acesta, asul de treflă vorbește despre destin, despre un lucru predestinat. Și aveți și fericirea, da? Este o relație intimă, armonioasă între dumneavoastră și în cazul în care n-ați cunoscut această persoană, puteți cunoaște, cum spuneam, o persoană în berbec, iertați-mă, în berbecleu săgetător, pentru că vorbim. Iată, vorbim de o persoană din semnul de foc. Și veți avea o bucurie, da? Pentru că după bucuria mică, care era acest 7 de treflă, 7 de inimă roșie, vine 10 de inimă roșie cu o bucurie mare,
Da. Deci vin bucuriile în cazul dumneavoastră, în special atunci când vă întâlniți. Recomandam pentru întâlniri, dacă nu puteți decât să vorbiți la telefon, să folosiți videocam-ul, să folosiți acele platforme de Skype sau WhatsApp sau Messenger pentru a vă vedea. Este, cred, important în păstrarea echilibrului în relație. Veți primi un cadou, fie că vă veți decide să cumpărați dumneavoastră un cadou pentru persoana dragă, fie amândoi vă oferiți reciproc. Da? Ceea ce, iată, avem trei decari, dragii mei. Avem decarul de inimă roșie, decarul de treflă și decarul de romb. Aici avem o mare, mare bucurie. Nu m-ar mira să fiți ceruți în căsătorie, să vă gândiți la un temei foarte, foarte important, un temei legal, o petrecere, pentru că apare bucuria de a vă întâlni și de a primi un dar. Acest trio de decar anunță foarte bine pentru Taur, Fecioară, Capricorn. Puteți să aveți o legătură cu o persoană din Rac, Scorpion, Pești, posibil blondă sau șatenă cu ochii căprui sau de culoarea chihlimbarului. Și față de aceasta să spun că purtați o căsătorie, purtați o pasiune sau vă doriți să faceți casă cu o astfel de persoană, da? Din Rac, Scorpion, Pești. Apoi, vorbim despre o hotărâre. Poate să fie această hotărâre legată de casă sau poate să fie legată de apariția unui copil. De ce nu? Și iată că ar putea fi un copil care să aibă ochii verzi sau albaștri. Ori această hotărâre este între o persoană destul de tânără cu ochii verzi și albaștri, da? Și o persoană tot așa, iată, feminină cu ochii verzi sau albaștri. Deci, din Taur, Fecioară, Capricorn, cei cu ochii verzi sau albaștri, aveți, dragii mei, o veste foarte, foarte bună. Acest as de romb reprezintă o veste foarte bună pentru dumneavoastră. Și mă bucur să vă transmit. Poate să reprezinte împăcare dacă ați fost despărțiți, dar așa cum spuneam, aș înclina să cred că sunt importante întâlnirile și dacă nu vă puteți întâlni, măcar să vă vedeți, da, prin intermediul telefonului și a camerei de la telefon. Sunt importante aceste conexiuni ca să nu se producă o înstrăinare, da, a partenerilor. Să vedem acum ce mesaje vor veni de la Sacred Rose, adică de la trandafirul sacru. Prefer să las cărțile să vorbească singure, da? Iată. Și energia ține de roata norocului. Fie că vorbim despre un săgetător, fie că vorbim despre un noroc. Dacă nu v-ați înțeles prea bine, iată că lucrurile se vor îndrepta de la sine. Celor cărora le merge bine, destinul le spune că ei așa sunt predestinați. Adică va veni ca o confirmare că vă potriviți cu persoana dragă, poate din săgetător, cum spuneam, dar poate să reprezinte și un mare, mare noroc care vine pentru dumneavoastră, pe plan personal, profesional, familial. Și mai avem aici un opt de spade. Dragii mei, deci această roată a norocului vine să îndrepte o mare supărare și o mare. Ați fost destul de abătuți și nu știați încotro să mergeți, aveați impresia că toate în jurul dumneavoastră sunt negative, dar iată că vine un noroc neașteptat. Să vedem și alte mesaje din partea acestor cărți.
ce ar putea să ne transmită. Iată, ne transmite împăratul. Puteți să aveți legătură cu o persoană din berbec leu săgetător. Este o persoană dreaptă care reușește să conducă mulți oameni. Poate fi un mare director sau administrator sau este acea persoană de care depind mulți, posibil din berbec. Și aceasta vine și va aduce o veste. Să mai vedem. Iată că au căzut pe jos și am să le preiau. Iată, dragii mei, avem cartea familiei fericite, 10 de cupe. Asta înseamnă că puteți să aveți relații fericite cu persoanele din rac, scorpion, pești. Cartea mai înseamnă și dorința aceasta de a fi în armonie cu toată lumea, de a găsi calea de mijloc, de a comunica foarte frumos. 10 de cupe este cartea familiei fericite. Și mai avem de asemenea carul. Carul vorbește despre o persoană din zodia rac care este foarte determinată să câștige și care va reuși să semneze un contract, să vă ceară în căsătorie sau să vă doriți să vă căsătoriți cu această persoană. În orice caz, este un exemplu de determinare și să obțină orice își dorește. Să trecem acum la cel de-al treilea pachet, Rider White, da? Să vedem Rider White ce mesaj are. Iată că le voi citi. În primul rând, pare a fi vorba despre o concurență. Încearcă cineva să vă... Ah, nu, am greșit. Nu e nicio concurență, este 6 de bâte. Dragii mei, dacă aveți relații cu persoanele din berbec leu săgetător, ei bine, veți avea un mare triumf. Va fi o... Veți fi anunțați că a câștigat ceva, i s-au recunoscut niște merite, a obținut ceva deosebit sau poate sunteți chiar dumneavoastră această persoană și este foarte, foarte interesant. Mai avem de asemenea faptul că va veni acest paj sau valet de cupe cu o dragoste tare frumoasă și nu mânată de interese. Vorbim despre o iubire adevărată, da, bazată pe sentimente și, cum spuneam, mai puțin pe interese. Regele de cupe reprezintă rac, scorpion, pești și are autoritate, da? Vorbim de persoane în berbec leu săgetător, vorbim de persoane în... Iată că aici vorbesc despre valetul de monede, iertați-mă. Valetul de monede este cartea învățăcelului. Este ca și cum vă învățați unul pe celălalt. Încercați să aflați cât mai multe despre cealaltă persoană pe care o îndrăgiți și învățați cum să vă purtați, cum să aveți niște relații fericite. Poate urmăriți anumite videouri de dezvoltare personală. Și de asemenea, această relație nu vine foarte repede, vine destul de cumpătat pentru a sta în expectativă, să vadă cum procedați, dacă într-adevăr meritați să aveți această relație. Pare o relație foarte frumoasă, poate vă știți de mult, poate sunteți prieteni de familie. Este această nostalgie a trecutului, ați fost colegi de serviciu. V-ați întâlnit și în trecut cu siguranță și acum, așa cum spuneam, această revedere este extrem, extrem de plăcută. Ce mai am? Mai am 10 de bâte. Să aveți grijă, dragii mei, să nu vă împovărați benevol cu mai mult decât puteți duce. Este foarte important să... urmăriți ce îndatoriri trebuie neapărat definitivate și finalizate
și pe celelalte să le mai amânați, cum se spune, sau învățați să delegați. Împăratul vorbește despre un berbec și vorbește de asemenea despre lege, despre ordine și severitate. Poate să intervină acest berbec în relația dumneavoastră sau în felul în care vă comportați unul față de celălalt. Doi de spade vorbește despre indecizie. Poate sunteți nehotărâți cum anume să procedați și încă stați să vă gândiți, încă nu ați găsit răspunsul potrivit. Și regele de cupe, dragii mei, regele de cupe este foarte, foarte, foarte grijuliu, foarte receptiv, foarte atent la ceea ce simțiți dumneavoastră. Prin urmare, e destul de dificil să spunem să avem, cum să spun, dificultăți. Dimpotrivă, eu văd aici multe declarații de dragoste, multă armonie și multe înțelegeri pentru zodiile de pământ, adică Taur, Fecioară, Capricorn. Văd persoane din rac Scorpion, Pești cu care ați putea să fiți de asemenea în relație. În cartea indeciziei poate fi vorba despre gemeni balanță vărsător. Spuneam că împăratul este berbec și 10 de bâte este de asemenea o carte pe care noi nu o asumăm, da? Prin eforturile pe care le depunem. Și pare a fi, dacă agreați această idee, pare a fi pur și simplu ca o reîntoarcere din timp, da, unei perechi deosebite. Rămâne practic să comentați dumneavoastră pe pagina de YouTube sau de Facebook și să-mi spuneți cum a rezonat. Voi extrage acum zodiile cu care ați putea interacționa și voi extrage 7 alegeri. Așa. În primul rând, vorbim despre săgetători și l-am văzut la roata norocului, dragii mei. Deci săgetătorul acesta are importanță. Fecioara, puteți să fiți în legătură cu fecioarele. Săgetătorul are cartea 9, fecioara are cartea 6. Saturn guvernează Capricornul. Da, a treia carte, a patra carte, balanța. Mai avem semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Berbec, din nou. Și Mercur. Mercur care guvernează, să spunem, gemenii și fecioara. Da? Foarte interesant. Sper că ați rezonat, pentru că au fost niște cuvinte foarte plăcute și sperăm să sper să reveniți și la alte filmări, pentru că în felul acesta mi-ating eu țelurile și scopurile, da? Să etalez subiecte care vă interesează pe dumneavoastră în mod direct. Vă mulțumesc pentru apreciere și vă doresc toate cele bune, să fiți ocrotiți și ocrotitori. La revedere!